Eu împreună cu fratele meu, l-am zis fratele meu. De-aș avea lumea la picioare, fără Roxana n-am nicio valoare. Ce frumoase sunt florile astea, dar mulțumesc, Bogdan. Că situația e disperat. Vin și pleci când vrei, mereu mă lași plângând. Am nevoie de tine, mai mult ca oricând. M-am să te aștept și să mă uit pe geam. Nu cred, da, nu cred! Bază capul Florian, asta cu care și poza. Mamă, nu cred! Mamă, nu cred! Leșinea asta... Vrei să-ți faci o relație serioasă? Păi, neserioasă am tot avut, da. Poate că găsesc o relație serioasă aici. Ne cânti și nouă ceva? Cum să nu? Hai, de jumătate tu, jumătate eu, același lucru. Aveți nou concurent în casă. E de rău? Da. Culiță, l-ai scuipat să nu-l de ochi pe Alex? Motivul a fost Simina? Nu, fratele lui. Ar trebui să-mi faci cunoștință cu fratele tău și să mă căsătoresc cu el și aia e! Tu ești șmecher, mă, Bobby, Cioiu. Am zis că sunt șmecher, da. Dacă e cazul, ne arătăm bărbăția fiecare. Dar ți-a arătat bărbăția cu Bianca, atunci ai fost cel mai bărbat posibil tu. Trebuie să arăți cu mine. O ați arăt și ție dacă e vreo. Dacă vin la tine, să nu fugi. Ia să vii. Bună bărbat. Să vii. Simina s-a plâns vreodată de Alex și de relația pe care o avea cu el? A spus că o să ajungă acasă și cu siguranță nu o să fie cu el. Vorbea cu cineva, dacă mai vorbește cu un băiat din Timișoara. Care te-a prins Alex? De care... Ah, da, da, da. Nu cred că a prins-o Alex cu el, pentru că ștergea și mesaje și tot. Asculta melodiile lui Jador în cameră? M-am mai ascultat de vreo 2, 3, 4, 5 ore. Bun, deci se plângea că Alex o sufocă. Da. Spunea că nu cred, nu o să existe nimic acasă.
ceva și ție. Unde-i cadou? Dai, o să tipu figură când îți dau. Hai! Despă cadou, Mocanu! Deschide cadou! Cum te simți la 34 de ani? Dar nu poți să-l desfac. Frate, asta cred că e de la mâini. A, invers fi, mă. Da, cred că e de la care s-a lipit. A, așa, mă, cred că e șah, mă. Șah, e sigur. Ce șah, mă, n-are pentru șah. De ce șah? Dai de copii, mă. Da, știi să te joci șah. Cine mi-a luat șah de copii? Ce? Să te joci, mă, e poezic. Păi, nu zici șah. Fie, te învăț eu. E șah, mă. Avem ce să facem în emisiune. Te riștam ca moșnit, iar, știi? Asta e cel mai de best. Băi, dar cum să iei la un om care are diabet tort? Serios? Aoleu! E pentru mine asta, știu? Vă mulțumesc! Doar gustă, frate, că e poftă. Acolo știu ce e. Ce? Ești mulțumit? Te bărberesc. Ce-i acolo? Ce? Tu la altar. Ce ai, mă, și tu n-are ce-o treabă. Aoleu! Hai să am biscuit. Și eu vreau un biscuit, Moca. Mai este jumate. Aici. Bun, rău, hai, deschide-și pe ăsta, băi. Dă tortul înapoi. Na, Hana, că-ți dai. Iată-l, schimb, pe schimb. Dai tortul, îți dau acolo. Aici, aici, nu avem. Mamă, vezi, nu cred că am copil. Îmi place tare de tot cadourile. Nu te aștept, dar... Ce-ți place ce? Da. Și cu acoarele și cu acoarele. Cu acoarele. Sunt bune. Cu acoarele. Da, mă, ce-i? Să desenezi... Să mă desenezi pe mine. Să desenezi toate. Bogdane! Avem voi cântate, cule! E suc, măi. Doamne, ferește. Te bucuri? Da. Da, am văzut astăzi, surpriza a fost foarte frumos din partea fetelor să-mi organizeze o petrecere surpriză, o mini-petrecere surpriză. Și am observat că Roxana a fost prima, Roxana a fost cea care probabil a organizat sau nu știu, așa mi-a dat mie de înțeles. Și respect lucrul ăsta, probabil de ziua ei și eu o să fiu printre primii care o felicită pentru că din respect pentru ce a fost între noi o să fac asta. Aseară toată ziua am căutat ce să fac. Ce m-am gândit? Ce nu ți-ar părea rău, mai ales dacă ți-l la el? Oricât, că aș putea să mă despart de el, să mă gândesc că îi lași și să mă despart, dar nu pot să mă despart sau să nu stau lângă el. Dacă o să plece la casă, 100% plec și eu. Eu îmi imaginez că e și lui greu și că ți-e și ție greu. Ia să fiți mulțumesc. Săracu, fată. Da, nu vrea să plece că, uiți, că rezistă pentru mine. Aia, față, mă bucur nici că e ziua mea, jur. Sunt fericită, serios. Îți dai seama, mă, ați fost împreună, vați. Nu, nu, care vreau să fie fericit. Orice decizie ar lua el. Tu nu e la mică. Da, ai uite? Ce fată pe ziua lui. Că să se sărbătorește azi, cum ar veni. Da. Da, mi-am dat seama. Bine, ea știe, nici ea nu cred că știa dacă nu era ziua ei. Da. Îți dai seama. Da. Și tu îi faci o surpriză mai frumoasă. Și mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă surpriză. Cum să facă cineva o surpriză mai frumoasă decât mine? Eu fac cele mai frumoase surprize. Dar bineînțeles. Eu? Așa face. Cum? Eu am făcut cea mai frumoasă. Ia să fac o surpriză mai frumoasă decât mine? Da, o să-l fac chiar așa mai multe stiluri, știi? Da. Se vede că e zodia aia care trebuie. Nu mă așteptam să-ți mulțumesc sau să te pupe sau... Exact! Mă așteptam deci... să te ducă direct la Ana și tot, sincer. Da? Totuși și asta contează. Le-ai la toate, la toate fetele. Băi, le-am luat pe floare. Păi le dai din astea, la fete, mă, din alea. Îi dai de kiloana atât, mă. Nu, măi, dau și Ane și fete. Să nu se simtă fetele prost. Poate nu mai primi și ele flori de mult. Și îi dau și Roxane, s-o nimerit. Ce vrei să fac? E ca și cum i-au dat și ei. Bă, cum vrei tu, de eu zic... A primit și 101 și 1. Eu zic că poți să iei... Kilom. Da, dar vezi cu mine și... La fete altă dată. Păi l-am dat, eu l-am dat așa. Poți să iei la fete altă dată. Măi, nu, mă, dacă tot îi iau și ei... Cum vrei, eu ți-am adică eu să fiu bărbat și să văd, de exemplu, că iubita la unul vine și aduce cadouri și așa, mă gândesc, băi, dar mie nu mi-a nimeni și așa. Bă, măcar cu un ambalaj de la parfum. Să-i dai lui Roxana și dacă îi dai lui Roxana, interpretează greșit.
Nu, mă, că Roxana Gen e una dintre celelalte care o primi floare. Nu-i, corect. Nu, la ea nu e nimica special. Mă, da, e frumos de la toate fetele, că una și la Ana ceva mai special. Că e ziua lui. Gen, frumos. Nu are nimic de câștigat aici, mai ales că simte că mă iubește și că vrea să plecăm acasă. Și că putem face și acasă multe lucruri, și bani, și ce ne dorim noi, că plecăm la mami sau la maică sa. Vrem să ne facem bani, să facem ceva. Aici stăm de ce? Că el nu e nici măcar în top 3, să zicem că hai că suntem amândoi top 3 și nu știu ce, eu sunt top 3 și atâta. Nu, să zici că acum, da, noi suntem împreună, ne iubim și să stăm pentru bani. Dar nu mai vine să stai nici pentru asta, nu mai gândi la asta. Că bani pot să fac acasă și să fiu și fericită. Să mă stresez cu voi. Ce, cu... Da, ai stat de fapt aici. Păi da, am stat destul timp, nu? Asta destul, să mai vină și alții.